7 uși. La o ușă cu păcate, cum sunt toate, a bătut încetişor mâna cea cu sfânt fior. A bătut cu bunătate, însă omul cu zăvor. Era prins de acel rău într-un somn adânc și greu. Și-a bătut din nou la ușă brațul dragostei divine. Cine bate? Cine bate? Eu sunt leul care vine, astăzi mielul blând și mut, dat la moarte pentru tine. Pentru mine? Cum se poate? Păi ce crimă am făcut? Eu nu min, nu fac trafic, casa nimănui nu stric, nu mă îmbăt, nu trag tutun, nu mă cert, nu mă răzbun. Eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paști și la Crăciun. Biblia am răsfoit-o hăt pe când eram un țânc. Și zicând aceasta gazda, a dormit și mai adânc. Și-a bătut în altă parte călătorul milenar coborât de pe calvar. Este cineva la ușă, zise o voce cu țepușă. Eu, cuvântul ce dă har. Cum? Aici, la mine acasă, eu sunt foarte ocupat? Treburile nu mă lasă nici măcar să stau la masă. Mă iertați, dar nu descui. Cine are timp de sfaturi, treaba lui. Și-a bătut la altă ușă, la ușa unui om la fel de rău. Cine-i? Salvatorul tău. Salvator eu n-am nevoie. Dacă în cer, în tot înaltul, la Jehova sau la Joie, e un rai mai sus de stele, nu mă duc purta de altul, ci pe aripile mele. Și-a bătut la o altă ușă mâna marelui proscris. Ușa s-a întredeschis. Cine-i și cu ce dorință? Sunt de tatăl meu trimis ca să vă aduc salvare prin credință, cum profeții au prezis. Da, credința nu era, dar de-mi spui de pocăință, eu nu las credința mea. Dat în această rămoșească, paștele cu miel, cu pască, anul nou la baclava, cu baclava, pește la bună vestire, uite, asta e mântuire. Să mă las ca rătăciții de atâtea vechi tradiții, de petreceri bunăoară, de o glumă, de o țigară și de tot ce se ivește, să se lase cine o vrea, îl privește. Eu nu las credința mea. Și din nou acel cembie a bătut la un cămin. O, stăpânul meu divin, ce înaltă bucurie! Ai venit din cerul tău ca să vizitezi întreagă tu nevrednic cum sunt eu. Uite, îți sărut sandala ca Maria din Magdala, după cum ți se cuvine. Și acum, du-te și împarte vestea bună mai departe și mai vino pe la mine. Și Iisus a dus să bată cu același dor în piept la o ușă depărtată. Domnul meu, de când te aștept, vino că ți-am pregătit o odaie smirespată, cea mai bună încăpere, cu fotolii, cu lăicere, ca să stăm mai mult, mai mult. Tu să-mi tâlcuiești mistere, eu să stau, să te ascult. Intră, dar lumină vie, fagure de mângâiere, însănați în tip prin casă ochii tăi din alte sfere, că e atâta murdărie prin unghiere. Și la urmă călătorul a bătut la un pridvor. Prin păienjenișuri sumbre și prin fum amețitor se stârni un joc de umbre și se auzi un geamăt. Ajutor, ajutor! Ca năluci în văi deșarte, umbrele loveau de moarte, zângăniră geamuri sparte, apoi ușa a fost dată la o parte. Doamne, hoții mă zugrumă, uite-mă cum mă legară. Casa mea a fost odată un templu, un Eden, odinioară, dar prietenii cu mască au știut să mă îmbrâncească în urgie și în viciu. Vino, Doamne, dă-i afară! Și Iisus, luând în mână bici de ștreanguri și curele, iată-l face un pas cu el. Sare ușa din țâțână, fuca șerpe prin țărână toți prietenii de rele. Fuge pofta și trufia, îmbuibarea și minciuna, fug și fug pe totdeauna. Doamne, sunt salvat, sunt liber, casa mea a ta e toată, intră ca stăpân pe veci, schimbă totul cum îți place, faci ce vrei, dar nu mai pleci. Fericit și plin de pace, Domnul iute își sumete mânecele lui de in
Zboară sticlele de vin, veștejitele buchete, tabachere și brichete, toată spuma de venin. Da, a fost învins dușmanul. Se înalță în soare schele cu luciri de baionete. Bate, bate târnacopul în perete. Călători, prieteni, rude, toți se întreabă cu mirare, ce-o fi oare? Dar zidarul le răspunde, deocamdată, demolare. Amin. Slavă Domnului!